Salutare oameni buni și bine ați revenit astăzi la un nou episod din podcastul Cyber Avengers susținut de Kaspersky. Astăzi stăm de vorbă cu Dan Demeter din Global Research Team a Kaspersky despre campanii de uh, social engineering și alte asemenea uh, unelte din ce în ce mai populare în ziua de astăzi. Sunt oamenii deschiși așa la tot felul de conspirații, că am văzut și cu pandemia. Da, și cu pandemia e o problemă. Problema aceasta vine de la, din natura noastră de a fi sociali. Și anume, întotdeauna, de, de, de timpurile vechi, întotdeauna oamenii au um, tins să ajungă să, să fie acceptați într-o comunitate, să fie um, acceptați și apreciați. Și atunci când tu vii și ai niște idei care de majoritatea nu sunt, oamenilor nu sunt acceptate, că sunt false, pământul e plat, tu vrei să fii validat cumva, tu vrei să fii acceptat și atunci îți găsești un, un, o comunitate ceea, ceea, ce înainte nu puteai să-ți găsești, că nu exista în orașul acela. Dar acum există o comunitate pe internet cea de oameni care sunt la fel ca tine și îți validează acele idei. Din păcate, unele idei s-ar putea, pentru oamenii care sunt neutri, care nu au timp, nu vor, nu, nu au ei, să zicem, dorința de a se documenta și sunt neutri, dacă vocea acelora din ecocimbăr este mult mai mare decât vocea altor persoane, s-ar putea să fie influențați. Și așa avem cazuri în care cei care sunt antivaccin sunt destul de pre, pre destul de, să zicem așa, cum ajung să fie auziți. Și etc. etc. Tot Dar crezi corona. că în spatele astea sunt niște grupuri de interese sau niște state sau unii pur și simplu doar ca să fie populari preiau ideile astea și le dau mai Depinde. Parte? depinde. Depinde. Uh, inițial, să zicem, uh, erau doar de popularitate, de imaginează ca o religie. De? Există foarte multe religii și atunci tu vrei să fii cel mai tare și vrei cumva să ai adepți. Deci, inițial, a zice că erau doar de interes personal, cumva. Desigur că nu vorbim despre propagandă făcută de în timpul al doilea război mondial, unde era țintită cumva, adică se știa ce vrei să faci depinde de mod normal, știi. Acum, cumva, există și actori statali ce folosesc, ce folosesc fix de chestia asta pentru a putea să influențeze anumite chestii sau să obțină anumite beneficii, știi. Deci, cum am zis, a fost o campanie, a fost o campanie, au a fost și articole din Troll Factory din St. Petersburg, ceea ce clar, adică scopul lor era să. era o campanie pro-Trump, cumva. Mă rog, de deci ce au ales să fie pro-Trump, asta e o discu altă discuție. Dar asta făcea, de ce punea o propagandă de chestia asta. Și cumva pe Twitter funcționa ideea de cât mai multe retweet-uri, cât mai multe share-uri, cu atâta acea informație mai veridică. Și de fapt asta e problema cea mai mare. Că oamenii sau, sau populația, publicul, um, cataloguează o știre ca fiind reală sau adevărată pe baza a cât mai multe like-uri are. Dacă ai foarte multe like-uri, mă, ești tare, frate, uite ce, ce tare știrea asta. E... De fapt, nu, nu e așa. Da. Cea mai controversată are. De... Da. Pentru da. că are reacții din ambele părți. Controversat și chestii și. Și cumva tu vrei să faci în așa fel încât să fie cât mai controversat, de cât mai așa pentru a putea să fii să acolo, în sus, să fii deasupra. Dacă reușești să faci chestia asta și știrea ta e falsă, ai reușit, bravo! Um. Uite, hai să, să te gândești la o chestie. Nu are neapărat treabă cu fake news, dar are mai multă o legătură cu profilul pe care facebook îl l face. Um, Știi că înainte era, era, exista doar butonul de like. Deci, am avea o știre? Like, știi? Dar ce faci dacă este o știre despre cineva care a murit? No. Îi dai like? Păi, îi dai like că a murit, adică. Ne? Oamenii nu prea vreau să dea like, dar de fapt vreau să dea like ca să arăți că îi, îi, ai cumva în vedere chestia asta, că ai văzut și că să se arăți susținerea sau, știi, sau de exemplu, uite de o știre despre un cutremur și că, na, uite, a fost un cutremur, acum o oră s-a întâmplat un cutremur, știi? Îi dai like? Nu îi dai like, dar cumva vrei să propagi știrea, să vadă și să citească și alții, știi? E, și Facebook a avut fix problema aceasta, știi? Ok, ce facem? Și acum, dacă te uiți, există mai multe butoane. Știi, de la happy, sad, angry, furious, deci supărat, fericit, plâng, nu știu, n-am Facebook, deci nu știu cum e. Și atunci, tu dai. Dacă e o știre tristă, dai sad. Dai, dacă e o știre, nu știu, sau un unii, dai angry, știi? Și atunci, de la un buton de like, care era practic binar, Facebook știa dacă îți place sau nu îți place pentru că mie, adică presupun că Facebook se uita dacă tu ai văzut știrea asta și dacă ai dai like pe ea sau nu. Deci Facebook știa dacă ai dat like sau dacă n-ai dat like. Știa că și că ai văzut o că ți-a fost afișată. De la o chestie binară, ai acum o paletă de, de chestii și vezi. Utilizatorul X dă like la chestiile cu animale sau cu aviație sau dar nu-i plac știrile despre Partidul Democrat, whatever. Dar îi plac știrile despre vacanțe în Africa. atunci ai o chestie mult mai largă, care, după aia, informațiile aia sunt vândute pentru reclame. Da. La mine, din cauza că testez foarte multe dispozitive mobile, și normal, te informezi despre specificații, despre preț. Normal, normal. Jumate din reclame sunt pe cele mai noi telefoane, What? Da, pentru că fix asta, algoritmul de sortare, zice că, uite, tu ești interesat de telefoane și încearcă să-ți dea ce mai bine. Da. Dar, din păcate. Dar ai dreptate, asta, acum gândindu-mă, am dat like și la vacanțe și la chestii și atunci am uneori de oferte de. Normal, normal. Normal. Dar cumva s-a dus, a ajuns prea mult. E, e, un pic cam mult. Parcă și asta e o chestie pe care o zice chiar creatorul butonului de like. Dar crezi că în spatele campaniilor de dezinformare se află ceva organizat, un jucător statal sau interese sau pur și simplu oamenii vor să se valideze, să fie foarte populari? Inițial, inițial. Nu era, nu, nu cred că au existat interese destule mari în a oamenii încercau să fie populari, să zicem așa și um, ei um, postau diferite știri, fie că erau false sau reale, pentru faimă cumva să, să devină, să devină știrea aceea destul de populară și cumva să câștige bani din clicul pe care îl dau oamenii, din reclame. Când am văzut prima dată o publicație de asta din Statele Unite, în care era dedicată extraterestrilor și toată lumea povestea cum s-a întâlnit cu un extraterestru da, da, sau da. a fost răpit sau erau cazuri de -astea. Mă uitam și nu venea să cred. Ai văzut că o chestie interesantă. Deși Tehnologia și camerele video, acum filmăm în 4K, Full HD, a devenit, um, like, zai să mă, mult mai, mult mai bune. Filmările cu extraterestri sunt tot în calitatea da, aia proastă. <laughs> da, 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 ok, dacă există, de ce nu există acum filmării? Like? Mă rog, asta așa e, ca o mică glumă așa da, oamenii întotdeauna vor posta și revenim la ce am discutat înainte, că eco chambers, la aceste eco chambers. Da, și e ok, adică eu mă bucur și chiar, chiar îmi îndemn oamenii să aibă idei diferite, să discutăm acele idei pentru că așa progresăm. Asta e ok. Ceea ce e un pic rău este, sau ceea ce nu este în interesul tuturor sau în interesul progresului este să să propagăm niște idei care s-au dovedit că sunt false. Asta e problema. Că nu am o problemă, sau de fapt, personal, eu nu am problemă cu a discuta idei noi și să vedem, poate eu îmi greșesc, dar dacă s-a dovedit o chestie ca a fi falsă, de exemplu, cu vaccinurile care provoacă autism acela a fost un paper din 1995 care a fost uh, refuted, care a fost uh, combătut de zeci de alte research papers. Chiar ei au zis că da, domnule, uite, nu le-am scris și nu era dreptate, nu am avut dreptate. Dar oamenii ce propagă chestia asta cu vaccinurile provoacă autism, ei iau acel paper, dar nu mai iau și uh, tot ce s-a întâmplat după și faptul că el a fost combătut. E și atunci așa se propagă chestia de genul ăsta. Contribuie Facebook și Twitter la um... răspândirea fake news? E, mie mi se pare că cel puțin Twitter a luat niște măsuri foarte bune și încearcă din răst încearcă destul de mult să combată, combată chestia asta. Dacă, dacă ți-mi minte recent, acum, la alegerile acestea, au adăugat chestia aia cu acest, acest tweet conține, s-ar putea să conține informații false, uite-te aici link -ul. Deci cumva ei încearcă, ei încearcă așa, nu pot să pun la toate, dar... Um, mi se pare că ei cumva au niște metode mai noi și Facebookul la fel, dar, din păcate, esența este că aceste rețele de socializare, cel puțin mai mult Facebook, uh, ei încearcă să obțină cât mai multe informații despre tine și au lăsat la liber pentru alții să încerce să. să nu, au lăsat la liber și o, dau accesul altor, altor uh, entități care vor să dea bani la cele informații colectate despre tine. Și um, documentarul de la Netflix, The Great Hack, um, arată cam cum, cum fac și cum încearcă să um, targeteze sau să um, încerce să convingă doar anumite persoane, anumiți oameni din anumite categorii, categorii pe care ei le identifică, că, ar putea să, că sunt neutri și că ar putea să fie balansați, cum am zis. De asemenea, e și discuția despre butonul de like, pe care am zis, și într-un alt documentar, Social Dilemma, chiar, chiar creatorul, creatorul documentarului Scuze, creatorul butonului like fix vorbește despre chestia asta și despre um, pericolele utilizării uh, uh, sau pericolele pe care noi ne expunem dacă abuzăm de aceste, de aceste rețele de socializare. Deci totul să fie luat în moderație cumva. Ce putem face noi, așa ca utilizator obișnuit, să ne protejăm de fake news? Cum am putea să verificăm cât de cât informații înainte să dăm share? <laughs> e problema, asta mi se pare una dintre cele mai grele probleme. Și eu personal cred că și eu sunt influența de fake news. Fără să știu. Sunt așa de multe surse, de așa de multe știri, așa de multe, se întâmplă așa de multe lucruri în lumea aceasta, încât s-ar putea să nu poți să, să, nu poți să, să fii la curent cu toate și trebuie, ai nevoie de departamente întregi de oameni ce stau să fac, să, să, verifice știre. Și atunci, care ar fi soluția? Unu ar fi să nu credem tot ceea ce ni se zice. Deci să nu iei de, de bună orice ar fi. Chiar și dacă vine de la, nu știu, o rudă, chiar și dacă vine de la părinții tăi oricine, oricine, chiar și foarte apropiați, asta vreau să zic. Să dezbatem, întotdeauna să dezbatem, deci să, să, încercăm să analizăm și să încercăm să ne dăm seama, să puțin, uite, tu ai ideea aceasta, e corectă, e validă, hai să vedem, hai să ne documentăm, deci să nu, să nu acceptăm de bună tot ce ni se zice. Mai ales tot ce se zice la televizor și la, pe internet, care, că din păcate, există niște exemple clare de niște derapaje, să zicem așa, cel puțin în presa din România. Există organizații ce sunt sau niște organizații sau um, site-uri ce cumva sunt specializate sau au un renume. Și aș putea să zic, că de exemplu, site-ul sau organizația lui Moise Guran, Busy Day, ei cumva încearcă să verifice și uh, știrile pe care ce puțin eu le-am citit de la ei erau era ok deci era ok, dar nu înseamnă că s-ar putea și lor să le scape ceva deci, nu trebuie să avem garda jos să zicem gata, citesc de, de pe busy day, gata, e safe, nu, nu, trebuie întotdeauna să ne documentăm și din alte chestii mai ales dacă este o chestie care ne interesează pe noi um, există și mai există organizații de jurnalism independent, chiar și în România, ce încearcă cumva o paradigmă diferită față de jurnalismul tradițional de hai să dăm cât mai multe știri, hai să dăm cât mai mult clickbait să obținem bani. Și de exemplu, există um, um, aceste, sau, aceste organizații. Ei cumva încearcă să facă știrea, dar cumva să nu fie influențați de bani, să nu fie influențați de câte clicuri uri se vor da astăzi, pentru ca noi să afișăm reclamă și să reclame și ca noi să putem să plătim salariile jurnaliștilor. Deci asta, asta nu e ok, pentru că atunci tu ești forțat ca publicație sau oriunde, online, print, tu ești forțat de, 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 trafic de oameni și atunci tu, tu vei compromite să aduci cât mai mulți, uh, trafic prin calitatea știrilor un pic mai joasă. Sunt colegi care aveau de atins anumite targeturi de trafic sau, dacă nu, riscă desfacerea contractului. Desfacerea contractului. Într-un fel, e cumva normal, cumva să zicem normal. Interesul comun este să facem bani. Până la urmă, <laughs> până la urmă asta este. Până la urmă, acesta este. Nu, cu, trebuie să aduci. Adică, trebuie să ai niște. o pâine pe seara pe masă, știi cumva, ca masă chestii. Dar există acest genuri, acest genuri de um, organizații și, um, de exemplu, am niște prieteni um, ce lucrează pentru inclusiv.ro. Ei asta fac. ei zic, uite. Noi vrem să vedem ce buget avem de, a, de acum până pe la, pentru anul viitor. Așa că îți cerem ție, dacă ești contribuitor, îți cerem să ne dai o sumă de bani fixă la început de an. Și atunci ei știu exact ce buget avem noi. Anul trecut au obținut 100.000 de euro. Bun, avem 100.000 de euro în care facem asta, 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 asta. Și nu să ne trezim la jumătatea anului că ne pleacă jumătate jumate, jumate dintre contribuitorii, contribu cei care donează, că până ei sunt doar din donații, pleacă și dacă pleacă jumătate, înseamnă că jumate din fonduri ne s-au dus, înseamnă că trebuie să o dăm afară. Și atunci cum facem? Nu. Asta e chestie destul de interesantă, nu doar în România, am văzut și în Ungaria, încep să devină, să, să ridice un pic, să se ridice, să, să fie altfel față de știrile tradiționale. Deci, recomandarea mea este um, să vă documentați și să încercați să obțineți informații din cât mai multe surse, cât mai variate. Cam asta a fost, oameni buni, închidem aici episodul. Ne vedem în curând cu noi discuții despre securitatea IT și informații interesante. Urmăriți canalul de YouTube și pagina Casperski pentru următoarele episoade. Ne vedem în curând!